De regulă, internarea după această operație este de 2 nopți și refacerea, recuperarea fizică este destul de rapidă pentru că această operație este realizată laparoscopic, minim invaziv. Când vorbim despre recuperare, vorbim despre recuperarea din punct de vedere alimentar, dar și de recuperarea din punct de vedere fizic. Să vă dau un exemplu. În mod normal, colecistul, în timp ce mâncăm, este plin cu bilă. Da? Apoi, când mâncarea trece prin tubul digestiv, ajunge la nivelul duodenului, colecistul se contractă, se încordează și elimină o cantitate mare de bilă pentru a ajuta digestiei. Mai ales dacă mâncarea pe care am mâncat-o a fost foarte grasă. Cu cât este mâncarea mai grasă, cu atât avem nevoie de o cantitate mai mare de bilă. Dacă îndepărtăm colecistul, această funcție dispare. Și practic atunci când vom mânca, practic bila se elimină din ficat direct în intestin, puțin câte puțin, și nu se mai elimină deodată o cantitate mare, unică, atunci când trece mâncarea cu multe grăsimi. De aceea este foarte important după operație, pentru o perioadă de timp, să mâncăm cantități mai mici de grăsimi. Iar astfel ne va fi mult mai ușor. Nu vom avea greață, nu vom avea vărsături după operație. Când vorbim despre recuperarea fizică, pacienții de regulă se recuperează între 1 și 3 săptămâni. Concediul medical este la fel între 1 săptămână și 3 săptămâni, în funcție de jobul pe care îl avem. Noi recomandăm pacienților să facă orice ce nu produce durere. Adică dacă vrem să mergem pe bicicletă imediat după operație și nu ne doare, putem să continuăm această activitate. Dacă apar durerile, atunci este bine să reducem intensitatea activității fizice pe care o desfășurăm sau să o eliminăm de tot.